Bine vă regăsesc, dragi berbeci, căci acest material vă este dedicat vouă. De astăzi voi începe înregistrările pentru previziunile, mesajele venite din infinit pentru Zodia Berbec, luna noiembrie 2024. Acest material îți este ție dedicat dacă ești născut sub acest simbol zodiacal berbec, poate ai soarele sau luna în acest simbol zodiacal berbec sau poate ai ascendentul în berbec. Și dacă te interesează să afli taina lui noiembrie 2024 pentru un suflet din Zodia Berbec, te invit să rămâi aici să facem împreună această citire. Voi începe, dragi berbeci, să extrag pentru voi Maestrul Înălțat sau Arhanghelul care te susține în această lună, cristalul favorit pentru tine și secvența numerologică potrivită pentru tine și numărul tău norocos. Haideți să vedem pentru Zodia Berbec pentru luna noiembrie. Ei bine, în această lună, alături de tine, te poți conecta cu acest înger, îngerul Lahabiel, care este unul dintre îngerii Cabalei, care sunt cele 72 de fațete manifestate ale divinității. El este alături de tine în această lună, dragă berbec, și susține simbolul tău zodiacal și te mai susține iarăși cristalul tulmarină neagră, care este un cristal protector. Îl poți achiziționa dacă nu îl ai, pentru că nu este foarte scump și este bine să-l ai tot timpul în casă. Sau poți să-l iei micuț, să-l pui într-un săculeț mic de organza, să-l porți cu tine, pentru că este un cristal foarte puternic. Tulmarina neagră te protejează și are capacitatea de a absorbi acele energii de vibrație joasă și a le transmuta. Deci Arhanghelul Lahabiel este alături de tine, cristalul tulmarină neagră te susține. Numărul tău norocos este 14 pentru luna octombrie, deci vibrația lui 5, care te face să fii mai pus pe șoti, mai cu chef de viață, să petreci în această lună, să te bucuri și cu foarte mult anturaj. Și secvența numerologică 444 te susține a îngerilor de cristal. Este vorba despre purificare. Când acest cristal apare, probabil vei avea foarte multe purificări, dar cere, poți să ceri, să comunici cu acest înger la Habiel și să-l rogi să te susțină ca aceste purificări ale ființei tale să aibă loc într-un mod cât mai armonios și cât mai blând. Noi putem să cerem asta Universului, putem să comunicăm cu Universul. Deci, drag berbec, notează-ți pe hârtie 444 și 14, care însumează 5. Ai 1, care este deschizătorul de drumuri, și 4 este familia. Și dacă le e împreună, 5 este distracția și pusul pe voie bună. Haideți să vedem citirea ta, dragă berbec, pentru luna noiembrie. Ce mesaje primești tu din infinit? Am foarte multe oracole pregătite pentru tine aici. Ca fiecare lună, sugerez să-ți notezi aceste numere, 14 și 444, și să-ți achiziționezi acest cristal, să-l ai, pentru că ți este de folos nu doar în noiembrie, tot timpul este de folos un cristal tulmarină neagră în casă. Și poți să lucrezi cu aceste secvențe numerologice, 14 și 444, îți poți încărca apa, le scrii pe o hârtie și spui apa, paharul cu apă l-a încărcat. Pentru că te va susține în această lună, este vibrația care ți s-a relevat ție. Haideți să luăm oracolul îngerilor și să vedem 3 mesaje pentru tine, pentru luna noiembrie, dragă berbec. Ce ți se transmite, ce trebuie să știi tu pentru luna noiembrie. 3 mesaje pentru tine. Vedem. Ei bine,
Primul mesaj pentru tine, dragă Berbec, îți vorbește despre uniune sacră, despre unitate. Vei trăi plenar în această lună noiembrie sentimentul de apartenență, sentimentul de unitate, de sacralitate. Energia ta Yin și Yang va fi perfect echilibrată și te vei manifesta preponderent într-un echilibru deplin prin cele două energii, atât feminină cât și masculină, și iată, primești binecuvântări de la Sfântul Duh în această lună pentru a trăi iubirea în comuniune cu un alt suflet. Iată, ei sunt parte din aceeași integ, parte unul din celălalt și se recunosc unul pe celălalt și Sfântul Duh aduce aceste binecuvântări. Deci, în luna noiembrie ai toate șansele să te îndrăgostești sau să iubești mai mult dacă încă nu ești încă într-o relație, să te îndrăgostești și dacă ești într-o relație, drag berbec, să ajungi la acea profunzime sacră pe care tu ți-o dorești, îți dorești să trăiești acest lucru. Și iată, îngerii unității sunt alături de tine și te susțin ca tu să iubești și să fii iubit și să trăiești această binecuvântare prin vibrația Sfântului Duh. O carte foarte frumoasă, iată, roza inimii se deschide petală cu petală în momentul în care iubești și ești iubit și este firesc să fie așa. Da, Berbec, apoi vine cartea Trezirea. Se pare că poate în octombrie, în septembrie, ai fost pe foarte repede înainte, te-ai decuplat, să spunem, de la divinul din tine, te-ai deconectat de la vibrația sufletului tău și ai uitat de tine și de divinul din tine, de sufletul din tine, te-ai ocupat mai mult de uman. Însă în această lună, noiembrie, dragă Berbec, ai să te reîntorci către Dumnezeu și ai să te dăruiești sacrului, ai să te conectezi cu lumina de acasă prin sinele tău divin și ai să-ți dai voie să fii vindecat și să receptezi mesajele care vin din infinit, să te reconectezi și să te încarci în mod conștient, pentru că asta faci când ești în conexiune cu Universul, cu Infinitul, tu te încarci cu acea energie subtilă de care ai nevoie ca să poți să fii creator aici pe pământ. Și iată, te dăruiești sacrului, spui am obosit după alergătura după materia în uman, am obosit și vreau să mă conectez cu sufletul meu și cu cât ești mai bogat sufletește, cu cât ai mai mult aur spiritual, cu atât ai acest aur și în viața de zi cu zi, abundență, prosperitate, bani, absolut ceea ce îți dorești și în planul fizic. Dar totul este să te reîntorci la starea de unitate, cum ți-a venit și aici, da? Să nu te mai simți separat de întreg. Apoi vine îngerul îmbrățișării și spune că este timpul pentru tine să-ți dai voie să iubești și să fii îmbrățișat și la rândul tău să îmbrățișezi și tu tot ceea ce simbolul fluturilor, care simbolizează îngerii și sunt îngerii iubirii. Roza inimii se deschide, cum am spus și aici, te dăruiești sacrului, te întorci către tine și iată-te pe tine într-o stare meditativă, de contemplare, de conectare cu întregul a ceea ce ești tu, cu frumusețea ființei tale. Și este timpul să te întorci către tine și să îmbrățișezi tot ceea ce este mai frumos în tine, să te vezi, să te onorezi și astfel să te cuplezi prin inimă la frumosul din celelalte suflete care se relevă în călătoria ta. Deci este timpul trezirii și conectării cu divinitatea din tine. Și mergem apoi la oracolul înțelepciunii. Mai multe detalii despre această uniune sacră. Haideți să vedem, dragi berbeci. Apoi, mai multe detalii despre această trezire a ta și dorință de a te conecta cu Divinul din tine, de a te întoarce la Divinitatea din tine și mai multe detalii despre această îmbrățișare. Îți doresc să-ți îmbrățișezi propria ta ființă, îți doresc să-ți îmbrățișezi adevărurile din tine știute și neștiute, îți doresc să iubești și să fii iubit.
Și iată această stare de uniune, de sacralitate, de unitate, te conectează cu intuiția ta superioară și te face să manifesti în mod conștient, să spui intenții în mod conștient aici, în materie, și să le duci în subtil prin capacitatea, prin lumina sufletului tău. Și iată această sferă pe plexul solar arată împuternicirea ta pe care ți-o aduci, pentru că tu poți să manifesti intențiile tale prin plexul solar, prin puterea pe care o ai pe acest centru energetic. Apoi iată glanda timus activată, glanda bucuriei, și apoi iată conectarea cu sinele tău divin. Deci ai capacitatea prin această stare de unitate, drag bebe, de fuziune, să manifesti, pentru că în momentul în care ești în unitate și nu te mai simți separat, îți dai seama că ești un creator, o creatoare de miracole și poți să manifesti absolut tot ceea ce tu îți dorești, bineînțeles, să susțină viața acestea, să-ți fie intențiile tale. Și atât îți deschizi aripile de înger, te conectezi cu această chakra plexului solar, te împuternicești și știi că ai suficientă energie subtilă și știi cum să aduci din infinit energia subtilă pentru ca tu să manifesti aici pe pământ. Apoi, următorul mesaj, am zis că te reîntorci la tine, ți este dor de sacrul din tine, ți este dor de sufletul tău, ai stat foarte mult în lume și te-ai deconectat. Iată această carte, Oceana, care reprezintă frumusețea pe care o poți găsi în interiorul tău, lumea ta interioară, apele tale, creativitatea ta, măreția ta pe care tu o poți manifesta doar când ești într-o stare de plină de liniște și de conectare cu sufletul tău, cu divinitatea din tine. Dacă tu ești pe repede înainte și împrăștiat cu gândurile, cu mintea în mii de zări, normal că nu te poți conecta la lumea ta interioară, iar lumea ta interioară este fascinantă, este un univers încă necunoscut de către propria ta ființă, dragă perfect, care așteaptă, acest univers interior al tău așteaptă să intri în el și să te predai lui, să te abandonezi lui și să te cunoști la fiecare pas, să te luminezi și să te cunoști din ce în ce mai mult. Această îmbrățișare cosmică care îți dai voie să o primești de la înger, de la ființele de lumină și la rândul tău să o oferi celorlalți, vine prin vibrația ametistului. Iată cartea Aripi de Ametist. Acest cristal, la fel ca și turmalina neagră, te susține, poți să lucrezi cu el pe chakre. Iată, cartea Aripi de Ametist îți arată că comuniunea cu îngerii și cu ființele de lumină și această îmbrățișare a părinților divini te susține ca tu să-ți activezi și să-ți aliniezi sistemul tău de chakre. Dacă ai un ametist în casă, lucrează pe fiecare chakră în parte, binecuvântează-ți fiecare chakră și lasă să se odihnească pe fiecare chakră acel ametist pentru a-ți activa chakrele tale. Iată, și eu am ametist cord tot timpul și am și aici, lângă mine, am tot felul de cristale. Pe mine mă ajută foarte mult, pentru mine cristalele sunt instrumente de lumină. Și haideți să vedem mai departe, dragă bebe, haideți să luăm oracolul celor 12 arhangheli. Mai multe detalii despre intenția ta care se va manifesta aici, pe pământ, despre ce este vorba. Și mai multe detalii despre lumea ta interioară, ce înseamnă această lume interioară. Și mai multe detalii despre aripi de ametist. Haideți să vedem. Ei bine, intenția ta este să trăiești în prosperitate spirituală, materială și, cum am spus și mai devreme, cu cât ai mai mult aur spiritual, cu atât ai și prosperitate și abundență de lucruri bune în viața ta. Și iată, aici iată-l pe Arhanghelul Ariel, sub ipostaza de înger al abundenței, al prosperității. Îți arată, dragă berbec, că intențiile tale fiind aliniate cu starea de unitate și cu starea de a susține,
cu intenția de a susține, iată, ele se manifestă. Se manifestă și iată acest corn al abundenței care scoboară din infinit, se revarsă, drag berbec, asupra ta în luna octombrie, abundența spirituală, prosperitatea materială, iată, te însoțesc pentru că ești bogat sufletește și ești bogat și material și vei reuși cu ușurință să realizezi tot ceea ce-ți dorești tu în această lună noiembrie. Și apoi lumea ta interioară, bine susținută de Arhanghelul Metatron, care îți vorbește despre manifestarea unei inițieri spirituale. Deci se pare că luna noiembrie va fi foarte puternică pentru tine, pentru că dăruindu-te sacrului, intrând în sentimentul de unitate, stând cu tine, cunoscând acea lume interioară, va fi, de fapt, acea lume în interiorul tău, va fi o călătorie inițiatică. Călătoria inițiatică care te readuce înapoi la tine. Deci, dragă berbec, te readuci înapoi la tine. Aceasta este călătoria ta inițiatică, universul tău interior pe care îl vei descoperi prin lumina sufletului tău și prin susținerea unor memorii din alte vieți pe care le vei reactiva în călătoria ta. Foarte frumos! Și apoi această comuniune cu aripi de ametist și cu îmbrățișarea cosmică și umană pe care ți-o oferă îngerii din cerul și îngerii de pe pământ, iată pe Arhanghelul Jofiel care ți oferă grația cea tainică și spune că ești protejatul său pentru că ai atins o înaltă putere de transfigurare a tot ceea ce te înconjoară și meriți să experimentezi starea de ființare prin intermediul frumuseții dumnezeiești. Ești binecuvântat, inspirat și ghidat de alaiul său ceresc. Deci, iată, Jofiel este alături de tine și te călăuzește în această lună, binecuvântându-ți și oferindu-ți grația sa. Jofiel este cel care scoate frumusețea din tine la suprafață, cel care aduce iubirea prin frumosul pe care tu îl vezi în exterior, dar n-ai putea să-l vezi în exterior dacă nu ar fi și în taina inimii tale. Haideți să vedem mai departe oracolul călătorii de vieți. Mai multe detalii despre cartea Prosperitate Spirituală și Abundență Materială, mai multe detalii despre inițierea ta spirituală prin călătoria în Universul tău, și mai multe detalii despre grația cea tainică a Arhanghelului Jofiel. Hai să vedem pentru wow! Deci ai o zi, dragă berbec, te așteaptă o lună minunată. Iată! Bine, prosperitatea spirituală, prosperitatea materială, pentru că ai foarte mult aur spiritual în interiorul tău și vine prin miracole. În această lună, noiembrie, vei avea toate șansele să reușești tot ceea ce spuneai mai devreme prin intenție, da? Să reușești să aduci în materie prin desăvârșirea ființei tale, prin credința ta. Deci, pentru că intențiile tale sunt aliniate cu Universul și intențiile tale sunt pentru a susține viul văzut și nevăzut, iată, e susținut, drag berbec, să trăiești miracole pe partea de abundență și de prosperitate, atât în planul material, cât și în planul spiritual. Deci vei avea parte și de comuniune sacră cu ființele de lumină, cu părinții creatori, cu sinele tău divin și vei avea parte, bineînțeles, și de prosperitatea și de abundența care ți oferă materia. Apoi, inițierea spirituală, călătoria în universul tău interior te va trezi, îți va aduce puterea înapoi și vei afla adevăruri, taine despre tine, cine ești tu, ce cauți tu în această călătorie, ce contribuție poți să aduci tu umanității, vei afla taine despre întregul pe care îl manifesti aici pe pământ. Și cât de frumos este să descoperi aspecte din tine necunoscute de către ființa ta conștientă, și să-ți dai seama prin ceea ce ești, ce contribuție frumoasă aduci, dragă berbec, în luna noiembrie întregului și planetei Pământ și nu numai, și ascensiunii tale, ascensiunii propriei tale ființe. Și iată această taină Arhanghelului Jofiel îți aduce, scoate la suprafață pentru că tu vezi în exteriorul tău frumusețea care se manifestă și puterea pentru că
tu ești asta în interiorul tău și iată-te aliniat cu memorii din Egiptul Antic, da? Pentru că te conectează această lună cu memorii din Egiptul Antic și îți activezi capacitatea de a fi un lider, de a fi un lider spiritual, de a fi un lider în materie, de a fi un exemplu de urmat pentru cei din jurul tău. Deci, dragă Berbec, în această lună, noiembrie, vei fi înțelept precum Sfinxul. Și vei aduce coduri de lumină prin tot ceea ce faci tu și te vei alinia în mod conștient la liderul din tine și vei deveni un exemplu pentru cei din jurul tău și îți vei aduce un aport valoros atât vieții materiale cât și vieții spirituale prin ceea ce faci tu, oriunde ești tu, în punctul unde ești, ești exact la locul potrivit, dragă Berbec, pentru manifestarea misiunii tale. Și ultimul oracol din această citire de la Maria Magdalena. Haideți să vedem cartea Miracole, ce vrea să spună această lună. Pentru tine voi lua cartea, pentru că este a ta, chiar dacă a alunecat. Mesaje pentru tine. Superb. Apoi, cartea Cum manifesti tu adevărurile ființei tale. Ce vrea să spună această carte. Da. Și cartea Liderul. Ei bine, aceste miracole te vor conecta la părinții creatori, la sursă, la unicul, da? Deci, prin abundența spirituală pe care o aduce, am început de la starea de unitate, iată, ajungi tu la starea de unitate, la starea de întreg, pentru că nu vei mai simți nici măcar o secundă în luna noiembrie, dragă Berbec, starea de separare. Simți mama creatoare, simți tatăl creator, îl simți pe Dumnezeu în această uniune sublimă, îi simți pe părinții creatori alături de tine, cum te călăuzesc și cum îți zâmbesc din infinit pentru ca tu să-ți manifesti cât mai plenar misiunea ta și ceea ce ai ales să înfăptuiești aici pe pământ. De ce susținut de sursa vieții, de Dumnezeu, de eternitate, de infinit, de părinții tăi creatori, pentru că Dumnezeu înseamnă mamă divină și tată divin, părinți creatori întregul. Și acest adevăr pe care îl vei cunoaște prin această inițiere spirituală, prin întoarcerea către tine în universul tău, te va susține să accepti viața, oamenii, situațiile de viață, exact așa cum sunt. Vei ajunge la acea stare de neutralitate în care nu vei mai împărți în bine și în rău, vei înțelege că totul este cu un scop divin pentru tine, ca tu să evoluezi și să te dezvolți plenar pe această planetă Pământ. Și iată calitatea de leadership de care vorbeam aici, memorii din Egiptul Antic, unde probabil ai fost un lider spiritual sau un lider în materie pentru cei din jurul tău. Iată, în această lună, în noiembrie, vei fi un mesager. Vei fi un mesager pentru cei din jurul tău, pentru cei pe care îi inspiri, pentru cei pe care îi conduci, dacă ai o funcție de conducere, dacă ești într-un cadru spiritual și ai mesaje de transmis, vei fi un mesager, un mesager al sacrului, un mesager al părinților creatori, în care tu vei manifesta întregul pe deplin și vei aduce empatia, compasiunea divină prin tot ceea ce vei transmite și vei atinge inimi. Și haideți să vedem mesajul cristic pentru tine, pentru luna noiembrie, dragă Berbec, din această carte sacră, o carte vindecătoare, scrisă de doamna Ana Aurora Șuncă, un înger care ne zâmbește din infinit. Mesaj cristic pentru Zodia Berbec. Om. Sunteți ființe sublime, atât de plăpând și totuși atât de puternici, atât de hotărâși și totuși atât de șovăitori. Făcuți din lumină pură, care este iubirea Tatălui, fără să vă vedeți cu adevărat, trăiți în iluzia că sunteți chinuiți de o lume care nu există. V-ați înfricoșat și v-ați înspăimântat de toate amăgiile acestei lumi. Și ați gândit și ați simțit diferit de cum sunteți cu adevărat. De aceea au apărut boala și durerea. Înțelege acum, totul este perfect, iar tu ești desăvârșit. Ești perfect pentru că așa te-a creat Tatăl. Dacă te-ai putea vedea cu adevărat, nu ți s-ar mai părea nimic ca fi o problemă.
Ai darul de a străluci și de a transforma iubirea, dăruind-o în jurul tău cu generozitate, așa cum o primești de la cel prea înalt. Bucură-te, ești iubit, ocrotit și ajutat, cum nu e o altă ființă în acest univers. Ai în tine lumina de la Dumnezeu Tatăl, pecetea ta că ești o ființă unică, divină, în rând cu toate ființele sublime și pure create de El. Trezește-te și ia-ți în primire darul și manifestă. Dragă Berbec, îți zâmbesc și îți doresc să ai o lună noiembrie de excepție, pentru că ești minunat. Dacă încă nu te-ai abonat la acest canal și îți dorești să ne continuăm călătoria zilnică, pentru că aici zilnic te întâlnești cu mesajele venite din infinit, te invit să te abonezi la acest canal. Și dacă îți dorești citiri energetice personalizate și meditații pe care eu le creez la terapiile sufletului, te poți abona la canalul de membru și în acest mod poți susține și dezvoltarea acestei comunități. Îți zâmbesc și îți doresc să trăiești această inițiere și această călătorie în universul tău plină de iubire și de unitate într-un mod cât mai conștient.